dacă acestui dosatic de un an jumătate, și luna aceasta lui ianuarie, după data de 15, nu mai pot găsi. Este vorba despre un medicament care vine din Marea Britanie. Nu știm la cine să apelăm. Am încercat în toate farmaciile, în farmacia pe care mi-l aducea, dă din număr că e posibil să îl am sau să nu mai am niciodată. Am rămas pur și simplu de două săptămâni fără. Am o rezervă, promisiune că îl voi primi marți, săptămâna viitoare. Dacă eu nu am să primesc medicamentul săptămâna aceasta, va fi prea târziu. Această criză este continuă de ani de zile, ea accentuându-se în acest moment prin dispariția multor medicamente vitale care fac diferența între viață și moarte. Asigurarea continuității acestor tratamente de piață este obligația Ministerului Sănătății, care nici măcar nu are bunul simț să răspundă la solicitările noastre a pacienților, dând vina pe producători. 5-6 medicamente lipsesc constant. Cine poate să se aprovizioneze din țările vecine o fac, cine poate să se aprovizioneze din Uniunea Europeană, unde mai au rude cunoștințe, o fac, iar cei mai mulți care nu au nici posibilități materiale, nici nu au aceste cunoștințe, mor cu zile.